venit la meditația de seară. Domnul promite să ne fie alături. Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta. Nu crezi că Hristos îi prețuiește pe aceia care viețuiesc în sfințenie pentru El? Nu crezi că îi vizitează pe aceia care, asemenea prea iubitului Ioan, în exil, se află pentru el în locuri grele și apăsătoare? Dumnezeu nu va putea accepta ca vreunul din lucrătorii săi, cu inimă curată, să fie lăsat singur, să lupte împotriva unor forțe mult superioare și să fie biruit. El păstrează ca pe un juvaier prețios pe orice om a cărui viață este ascunsă cu Hristos în el. Despre fiecare dintre aceștia, el spune: te voi păstra ca o pecete, căci eu te-am ales.